Ne vedem din nou astăzi. V-am anunțat pe grup cam târziu. Vom face o lecție mică de croitorie, ceva ușor. Sper că vă adunați în număr suficient de mare încât să acumulați informațiile pe care eu vi le dau. Sper să nu mi se blocheze din nou transmisiunea, cum s-a întâmplat data trecută, nu am mai văzut comentariile voastre. Chiar credeam că nu-i nimeni, dar dintr-o dată a apărut bună seara Elena Paiu, Ștefania, Vasilica Bulancea, Violeta Farcaș, vă mulțumesc, Gabriela Chiper, Florentina, Maria Ion, Elena, Gianina Ionescu. Deci cred că internetul meu merge în hopuri. Văd că Dana mă întreabă dacă am intrat live. Da, am intrat live. Florentina, dă-i tu mesaj, spune că am văzut mesajul ei, că mi-a apărut WhatsApp-ul, dar am închis sunetul. Mihaela Iacu, Luminița, Laura, Avram, Liliana. Wow, dintr-o dată 34 într-o secundă. Au intrat toată dată. Vă mulțumesc că îmi spuneți dacă se aude, dacă se vede, dacă se fac întreruperi. Mie merge, sper eu, bine. Aș putea să deschid ușa, poate intră internetul mai bine cu ușa deschisă. N-are de un să audă gălăgie. La Gavriloae, Paulina, bună seara, Dana Bungărdean, perfect, mă bucur că se aude. Se aude și se vede bine, bravo, mă bucur. De unde sunteți voi? În afară de Florentina, că e din București. Doamna Oceanu, cred că e din Galați. Nu fac eu AVB-urile și n-aveți pretenția că știu toate localitățile, dar așa, Galați, da, București, Luminița, Laura, Oradea, Daniela Bornar, foarte bine, Mihaela Iacu, Germania, Buzău, Mărăcine, Maria Ion, Zalău, Prahova, Suceava, Tecuci, Brăila, Râmnicu Vâlcea, nu pot să zic Neumark, Austria, Neumarkt. Am zis bine? E reclamă la bere și cred că de-aia mi se cleștează limba când pronunț cuvântul ăsta. Emilia, sunt costanțeancă cu domiciliu în București, încă nu mă simt bucureșteancă. Am întrebat de unde sunteți voi acum, da? Că nici Dana nu este neoimarcteză și nici austriacă, cred eu. Știu că e româncă, jet. Așa, Baia Mare. De Ștefania știam că e așa de departe încât nu știu unde e Baia Mare pe hartă. Nu o vizualizez, știu undeva. Gabriela Odoș Brașov, mă bucur. Mă bucur și că săptămâna trecută voi ați citit într-o poză în care era maxim ca, acum zice Dana că este româncă cu cetățenie austriacă, bine, dar tu nu ești austriacă, deși vorbești ca ei, dar nu ești austriacă, după părerea mea, n-ai sufletul la rece. Te spuneam că săptămâna trecută am fost la teatru, Mihaela Lador, am lucrat la Crâmpurea, la Slatina, un an de zile, la Dynamic Prod.com, dar nu mai știu cum îl cheamă pe domnul. Am un lapsus acum. Dar aproape de un sagață harta în cui, Nobine, Dublin, Mă bucur că sunteți în număr mare și nu mai citesc niciun mesaj până nu termin ce am avut de spus. Săptămâna trecută, cu o față ca asta, apropo, Florentina, ce citești pe fața mea azi? Cum mă vezi? Am zis că nu citesc, o să citesc după aia de unde sunteți. Săptămâna trecută am fost la teatru și am făcut o bluză și am făcut o fustă și am vrut și eu să mă îmbrac frumos și a venit un frig. Și am abandonat, deși fusta am făcut-o, i-am pus betelia, este frumos tighelită, i-am făcut și jupă. Vă arăt așa, relativ, că e călcată, că n-am mai apucat, dacă n-a venit căldura, n-am mai terminat-o.
Bluza. Să nu faceți ca mine și să faceți doar ce vă arată popa. Am făcut tiparul. După cum l-ați văzut și voi atunci în direct, emoționată, da, că sunt cu voi. Fericită, nu știu. Și am făcut tiparul și după ce m-am îmbrăcat bluza cu fusta, nu dădea bine. Cred că peste pantaloni, ia să mă îmbrac eu ca să vedeți, eu peste asta așa, să vedeți cum vine, că v-am promis că vă arăt ce lucrez și ce termin. M-am gândit să desfac cutele și să le mut puțin mai sus, ca să nu vină, să o bag pe asta în pantaloni. Ca să nu vină și să pot să mai scurtez și să nu scurtez chiar din cută. Și le-a ridicat mai sus și nu mai place cum vine aici. Venea mult mai frumos, cum ar fi fost pliul ăsta, mai așa, mai așa, mai așa, din prima dată. Este nesurfilată pe aici, adică pot să o descos și să o fac la locul ei, dar nu merge cu fusta aia. Îmi place cum vine asta. M-am gândit să fac și două pensii pe spate, acum criticați-le voi că nu are cine să mă vadă, dar le-am dat semne frumos, nu scălcate, că n-am mai apucat. A trebuit să mă duc la teatru și am făcut poză să vă arăt cât de încotoșmanată sunt eu la teatru cu geacă și cu fularul cel mai gros pe care l-am avut. Știți că v-am dat și soluția, dacă vreți să mai luați de aici 2 cm, dacă eu aș fi urmărit ce făcea chinezoica, când ridica mâna sus, se ducea cu bluză cu tot. Așa am mers cu umărul, cu căderea despre care am vorbit în video și mi se pare de suficient deschiderea asta la mânică. Mai strimtă din partea asta, n-ar fi venit bine. Și postez eu frumos poza de la teatru și se apucă Floricica să spună, vai, ce-ai pățit, ce-i cu fața asta? N-am pățit nimic în secunda aia, dar toată ziua am avut așa niște stări și m-au transformat. Încerc de o lună de zile, de când m-am mutat la casa mea, să iert pe toată lumea care mi-a greșit, care n-a știut să mă aprecieze, care n-a văzut în mine ceva bun ca să merite să stau lângă acele persoane și am încercat să dau, să las de la mine, cum s-ar zice, și am tăcut cu mințică și mi-am văzut de drumul meu, dar în fiecare zi am primit câte un mesaj de înțeparea, ca să zic eu frumos, a ignoranței mele, a tăcerii mele, a lipsei mele de reacții. Și n-am reacționat luni, n-am reacționat marți, n-am reacționat miercuri. Dacă timp de 4 ani cât noi am fost într-o relație, nu mi-a comentat persoana nici măcar o dată la nicio postare din Facebook, s-a găsit în fiecare zi că postam de pisică, zicea ceva, că postam de Africa, am fost și eu acolo. Am pus o postare de la teatru, că de-aia eram, nu eram supărată, eram indignată că nu vreau să mai privesc în ochi persoana care mi-a făcut rău. Și așa, cu nonșalanță, mi-a zis, vezi că de seară să nu fii surprinsă, că o să fiu și eu în sala de teatru. Am încercat să mă fac mic în scaun și să nu întâlnesc privirea de câte ori întorcea capul stânga-dreapta, m-am lăsat într-o parte ca să nu mă uit, zice Ștefania ceva că nu e o soluție ignorarea. Nu cred că este o soluție ignorarea, cred că merge mai bine. Păi da, iertarea nu e soluție. Da, am încercat să ignor și dacă a văzut că nu răspund la mesaje mai mult sau mai puțin răscolitoare de sentimente, s-a gândit să-mi trimit o poză așa din spital, cu cartea asta pe picioare așa. Bine, nu era și mutra respectivă, era doar cartea și dacă tot ești tu prietenă cu Dumnezeu, roagă-L ceva și pentru mine azi. Și asta m-a înfuriat maxim, pentru că la momentul când a apărut cartea, eu am ascuns-o, pentru că jumătate din carte este dedicată, jumătate este viața mea din trecut și jumătate este viața mea din an de zile, viața mea de 4, de fapt. Și evoluția mea de un an de zile de când am pus stop, m-am simțit lovită, înfuriată, toate alea și am reacționat și am făcut o postare pe Facebook-ul meu în care am cerut persoanelor care au citit cartea să spună dacă asta este o prostioară. Că așa zice, am citit și o carte, ce o prostioară, o exagerare, nimic adevărat.
ok, dacă nu e nimic adevărat, aștept erata sau dreptul la replică, cred că asta este mai bine zis. Și dacă am făcut chestia asta foarte într-un moment de furie, recunosc, pentru că am făcut terapie cu psihologul, dar săracul nu poate să stea la dispoziția mea și să-mi calmeze stările de furie. Nu mai zic că a mai crescut tariful, s-a dublat față de cât era acum un an și vreau să lupt pe picioarele mele să merg înainte. N-am mai reușit. Deci, da, este bună terapia că te face să ieși să fii conștient de reacțiile tale, dar eu n-am mai reușit să fiu conștientă și am postat pe Facebook și dacă persoana care a considerat că sunt un ghimpe în viața lui m-a scos afară, mi-a scos lucrurile când eram în Africa și când am venit din Africa am vrut să fac duș, am deschis șifonierul și n-am avut decât vreo două lucruri care probabil au fost la uscat, n-am avut cu ce să mă schimb, am rămas tot cu hainele de pe drum și m-am culcat. A doua zi mi-am strâns tot și am plecat. El n-a fost acasă, n-am avut nicio discuție, nu știu de ce, nu a informat și dacă vreți să știți mai departe, cred că o să scriu volumul 2, că reacția a fost, sunt o nemernică, sunt o mizerabilă, sunt fie rușine și toate astea de la un om căruia i-am salvat viața. Da, asta e facerea de bine, știți voi restul. Și acum să trecem la croitorie, că dacă nu-ți cere scuze într-o săptămână, poate mă urmărește, știu că mă urmărește ca să vadă ce mai fac eu și să hrănească cu sentimentul că m-a avut, nu știu ce reacție o să am, dar foarte tare m-a durut. Dacă până acum am permis să fiu umilită și jignită, de data asta nu mai permit și am zis că eu pot mai multe și aștept niște scuze așa, chiar dacă o să zică că l-am tărât iar în lăturile mele. Haideți acum să nu mai vorbim de asta. Deci, apropo, Florentina, nu sunt fericită, nu sunt, sunt cu mine, da, dar sunt într-o stare de furie și într-o stare de a nu știu ce să mai fac, să mă abțin. Și am spălat vase, am desfăcut saci, am făcut o mie și o mie de treburi ca să-mi iau gândul și să nu am o reacție publică, pentru că eu n-am familie, n-am cum să spăl rufele în familie. Uite, așa mi-e îmi place să le spăl pe Facebook. Avem o bucată mică de material și cu asta încep lecția. A venit săptămâna trecută la mine o doamnă de pe grup care locuiește din fericire în localitatea asta și cu care m-am împrietenit și m-a întrebat cum să finisez eu salopețică a fetiței. Și am zis cu o bandă de bie. Și a tăiat, bineînțeles, bandă de bie, dar pe fir drept, a finisat cu o bandă pe fir drept. Haideți să vă arăt vouă, care nu aveți o bandă lungă pentru a tivi un tip de fustă, ceva mai larg, un decolteu întreg, ci aveți, să spunem, un colțișor de material și vă trebuie 30-40 de centimetri. Oricât ați tăia, nu aveți cum. Merge să facem așa fâșii, 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 fâșii și să le înădiți de la capăt una cu alta, dar prin două cusături vă arăt o metodă mai repede ca să nu mai pierdeți timpul. Câteodată nu se înnădesc așa de bine. Îmi iau eu aici un punct să fac un pătrățel. 23 cm și 23. Să pretindem că aveți un rest. Așa, cum se croiește bieul? Sper că voi mai scrieți acolo, stați așa, de la Ștefania. Aha, aho, sunt multe. Am ce citi după ce termin video. Sper să nu se blocheze. Îmi cer scuze că bag mâna în cadru, stați așa. Deci, avem pătrățelul, o să-l dau cu markerul ca să vedeți voi mai bine. Cred că unele știți varianta, dar pentru că această colegă de grup nu știa, sper să-i fie de folos și ei și vouă. Tăiem, tragem o linie diagonală și avem două triunghiuri. Ăsta aici așa încadrat în marker și unul fără marker. Și din pătrățelul ăsta, care are 22-23 de centimetri, măsurăm la urmă câți metri de bandă de bie ne iese. Tăiem triunghiurile.
și unim partea asta și partea asta. Deci așa. O să mă duc la mașina de cusut, că revin la masă ca să vă arăt ce desenez în continuare. Și dacă mut aparatul, trebuie iar să-l dereglez. N-a ieșit ața din ac. Am încerc o dată, imediat apar în cadru. Îmbinăm la un centimetru una peste alta. Descălcăm cu pierul, cu săptura. Și am făcut un romb. Nu am fierul la mine, dar hai să zicem că l-am. O să tragem niște dungi la... Eu o să trag mai mică, pentru că banda mea este... Pătrățelul meu este mic. Dar voi faceți cam de 3 cm. Este un bie care la final are un 0,7. Deci el se îndoaie o margine în interior și cu o margine și pe urmă se pliază. Deci un centimetru jumate împărțit la 2, un 0,7, un 0,8, că acum nu știu cât de exact și la milimetru tăiați voi. Și facem benzile astea. Dacă îl faceți de 2 cm împărțit la 4, lățimea bieului este de 5 mm. Mai greu de controlat sub picioruș, nu e imposibil, dar... trebuie să faceți mai multă practică. Să zicem că am dat liniile astea paralele, nu le-am dat chiar paralele. Vedeți voi aici. Așa. Eu tai banda de bie, nu mai știu ce a zis Ștefania, o să văd eu. În drept asta ultima. Și ce facem noi acum? Ne mutăm la mașina de cusut. Ca să iau și trepiedul cu mine. Pentru că chiar dacă mai am de tăiat, o să vă arăt aici la locul faptei. Săptămâna asta am cusut pentru mătușa mea, că a terminat facultatea și, după cum v-am povestit eu, trebuie să mă duc la festivitatea de premiere a ei. Uitați, așa să apropii ăsta mai lângă mașină. Așa. Deci se vede bine. Avem dungile astea. N-a fost descălcat. Aici descălcăm. Nu faceți, mie nu-mi trebuie bieul ăsta. Fac pe un eșantion. Și acum ne apucăm și închidem latura asta cu latura asta. Dar nu una din capăt până în capătul celălalt, ci ne amânăm cu o dungă. De aici până aici o dungă și punem de la dunga de mai jos. Și asta în capăt aici ne rămâne o dungă în plus. Ați înțeles? Deci nu o facem una lângă alta, ci amânăm o dungă. Așa. Și o să ne rămână o dungă la final. O să o fac așa pe dos. Și îmbinăm aici. Dacă era descălcată, îmi venea ușor. Ăsta e un Barbie. Și nu prea stă făcut cu unghia, dar încercăm. Și trebuie să potriviți aici dungă în dungă. Și v-am spus, dintr-o bandă de 20 și ceva de centimetri, vreau să văd câta lungimea de bandă de bie ne iese. Am terminat această bucată și acum mă apuc și tai banda. Vedeți? Aici prima nu are... și pe dos. Prima o tai și o tai după dungă și tăiem în continuare acestei linii. Atenție să nu tăiați și de pe dos. Tăiem. Și dintr-o bucată cât o manșetă, cred că am cel puțin 2 metri de bandă de bie, zic eu. Un bie mic de mărginit materiale finuțe, la materialele subțirele, banda de bie se poate face și mai îngustă.
La materialele groase nu faceți nimic din 2 cm. Nu, nici nu vă intră la mașină. Cât îndoiți și cât aici descălcăm. Și coasem. Descălcăm și tăiem, scuzați-mă. Trebuie să fiu atentă, am o parte că taie și pielea, nu numai cârpa. Așa. Care vreți să mergeți, care sunteți din București și în data de 30 mai vreți să fiți alături de mine la un spectacol, vă ofer o invitație, la un spectacol, la o conferință într-o sală, sala Dales în București, unde domnul Dumitru Borțun este cel care va susține o conferință despre Nu schimb tu lumea. Nu știu să vă spun acum, cred că e la ora 19. Dacă vreți, aș fi fericită să vă cunosc personal. Deci avem o bandă, ia uitați-vă, până aici mă duc la mașină, 1 metru, 2 metri și mi-a mai rămas o bucățică, că am ciupit-o eu cu farfeca. Ați văzut că la început n-am dat. Deci vreo 2 metri de bandă dintr-un așa puțin material. Și puteți TV cu ea, un volan, ceva, când vă trebuie ceva mai lung. Aveți o bluză, aveți ceva, aveți și bandă la gât, aveți și la mânecuțe și nu mai stați și nădiți fiecare bucățică. Acum să citesc un pic comentariile voastre și dacă aveți întrebări să mi le adresați. Și dacă vreți să veniți la conferință, îmi dați mesaj privat ca să vă dau biletele. Știți că este un caz umanitar și așa cum v-am spus, poate sunt persoane care n-au auzit, pentru educație și dacă fac educație în Africa și sprijin educația copiilor, sprijin și pe cei sărași din România care nu-și permit școala. Acum să citim. Așa, ba, iertarea este soluția, zice Luminița Lauran. Și eu am observat intervențiile. E normal să te dea peste cap, să fii iritată. Ești un om. Important e că tu să fii bine cu tine. Încerc. Dacă vă rugați pentru aceste persoane, veți fi mult mai liniștită și plină de pace. Așa este. Nu știu dacă dumneavoastră ați citit cartea, Elena Paiu, dar credința noastră, nu credința noastră, sunt ortodoxă din naștere, el este un foarte ortodox prin credință și prin convingeri și prin tot, dar eu am avut niște experiențe cu preoții ortodoxi și m-am dus să-L găsesc pe Dumnezeu la Pentecostali. În momentul în care din familie mi s-a spus că te-ai dat cu ăia, cu pocăiții, dar nu m-am dat cu nimeni, m-am dus doar să ascult de Dumnezeu. Și am prieteni pocăiți și Dana e pocăită și mulți și Anca din Africa e pocăită. Eu nu m-am apropiat ca religie. Preotul de la Valea Plopilor mi-a zis ce-ai făcut în Africa. Mă dusesem și o să dau din cartea Al doilea elicopter. Mă dusesem să fac și acolo activități pentru Africa, activități la fel cum făceam în Africa, pentru că după prima mea experiență în Uganda și dorind să deschid ateliere de croitorie, să învăț lumea să mai lucreze, am fost criticată, judecată de ce nu fac aceste activități și în România. Și vă știți că și la postările astea din acum o lună am primit comentarii de la doamnele de pe grup că avem și noi africanii noștri, avem și noi săracii noștri. Și m-am dus la Valea Plopilor, îndrumată de un părinte care este fiul meu, un tânăr părinte și singurul în a cărui ortodoxie mai cred. Și mi-a zis, uite, spune-o, dacă vrei să te duci la noi în România, spune-o, du-te acolo. Și m-am dus, preotul a fost foarte, și nu vreau să denigrez, nu știu cum îl cheamă pe părinte, să fie sănătos, să-i dea Dumnezeu sănătate, a fost foarte primitor. Vai, ce bine, Dumnezeu te-a trimis aici și hai să stai cu noi la masă și după aia vorbim despre, că întrebam câți copii ar vrea să
fie să sunt apți să învețe, că sunt și copii cu probleme și cu dizabilități, dar aș vrea să știu cam câți copii, vin eu cu mașinile mele, vin eu de la Buzău, pe banii mei, vin cu materiale, vin de două ori pe săptămână, stau câte o zi și învăț și pe ăștia mici. Și a zis, da, să înveți să facă ei, ca astea să vând bine. Dintr-o dată așa mi s-a părut, băi, eu am zis să-i învăț să coasă, să mânuiască mașina, să-i învăț să facă ei, e ceva lucru manual. Dar ok, știu și asta și aș putea să dezvoltăm și aceste abilități mamelor, că sunt și mame alungate, tot felul de femei care n-au copii, dar ar putea să facă un lucru de mână. Și așezată la masă, că m-a invitat la masă, am gustat din ciorbă și atât de tare frigea, în momentul în care m-a întrebat și cu cine ai fost în Africa. Aveam ciorba în gură, s-o înghid, nu puteam că frigea să mor, s-o scuip în farfurie, era un gest nepoliticos, nedemn de o femeie, de orice om. Așa? Și am ținut ciorba în gură și domnul cu care eram a zis că părinte a fost în Africa, ce credință erau ei acolo? Penticostali. De ce ai fost la penticostal? Când a dat un pumn, a sărit și ciorba în sus 10 cm și pe urmă și-a schimbat fața și s-a dus către cineva care îi oferea niște bani. Deci astea sunt trăite de mine, dacă eu mint, Dumnezeu mă are în vedere. Și s-a dus să ia niște bani de la niște oameni care au venit să doneze pentru acel așezământ al părintelui și a revenit la masă. A înghițit ciorba. Domnul meu mă strângea de mână și a zis să taci din gură, să nu te iei la ceartă cu el. Și zis, nu mă iau la ceartă, dar foarte îndrăzneață m-am adresat, s-a așezat la masă și a văzut de vorbă și așa s-a uitat la mine. Am zis, părinte, acum pot să vă dați-mi voie să vă răspund la întrebare. Eu nu am fost în Africa la penticostal, la catolici, la musulmani, la câte nații nu mai sunt aia acolo, nici nu știu să le enumăr. Eu am fost în Africa la niște copii și nu am fost la religie. Păi să te duci să vezi părintele cu tare, ortodox, de-al nostru care a făcut, să-l cauți și te duci acolo. Nu știu dacă am mai mâncat, m-am prefăcut că mănânc și am zis, acum vorbim despre mașini, du-te sus, vezi că la un birou acolo e nora mea și ia legătura cu ea. Că o să spună ea ce și cum. M-am dus, am ciocănit la nora la birou, m-a primit, bună ziua, era în fața unui calculator, nici n-a întrebat nici ce cau, nici nimic, am stat, am așteptat. Ea n-a ridicat nici măcar ochii și a zis, da, vă ascult. Păi am fost trimisă de părinte să vorbim despre atelierul de croitorie pe care vreau să-l fac aici la așezământ. Da, lăsați numărul de telefon că vă căutăm noi. Am lăsat numărul de telefon, au trecut 4 ani sau 3, dar cred că 4. Și nu m-a sunat nici mama aia care e moartă, săraca, tot de mulți ani. Nu m-a sunat nici părintele, nu m-a sunat nimeni din partea acelui așezământ ca eu să fac... această activitate a mea și această binefacere de a învăța pe oameni croitoria fără bani, pe oameni neajutorați care nu își permit, n-am putut să o fac. Așa că mi s-a luat, ca să vorbesc în limbajul modern, mi s-a luat de ortodoxie și de preoții care fac ortodoxie, cei pe care i-am cunoscut eu. Repet, am și părintele meu, fiul meu, care este tânăr și este foarte bine educat și cu care am discutat unele chestiuni. În rest, nu spun că sunt șarlatan, nu spun că violează copii, nu spun, dar atât am auzit despre ei încât nu mă atrage mersul la biserică, nu mă atrage să ascult ceva, eu nu aud decât un nu, ceva așa și nu aud nicio exprimare. Și la sfatul Lancăi, că treceam printr-o perioadă pe care am scris-o în carte și voi știți acum, am fost la penticostal, care erau aproape. Și dacă sânge din sângele meu, rudă de-a mea, a spus că te-ai stricat la cap și să nu te mai văd niciodată că te-ai dat cu penticostale, când i-am spus lui, a zis că și eu aș fi de aceeași părere. Și atunci, cum să mă rogi tu pe mine, să mă duc la Dumnezeu care mi este prieten și care mi-a îndeplinit ultimele dorințe și rugăciuni, să mă rog pentru un creștin ortodox, când penticostale sunt ceva, niște șoareci, niște șerpi, niște gândași, niște viermi, sau știu eu cum i-a mai privit. Și asta mi s-a părut o faptă
care m-a scos din pepe și de aia am reacționat. Și da, pot să mă rog pentru dușman, că așa mi-a zis, dacă erai un suflet, dacă aveai un suflet mare, ar fi trebuit să te rogi pentru dușman, că aia înseamnă să fii. Înseamnă că asta mi-ești un dușman, dar încă nu am găsit rugăciunea și ce cuvinte să adresez lui Dumnezeu pentru dușmani, dar lucrez la ea și când e gata, mă duc cu ea și o înregistrez și o să o postez pe Facebook, să se audă cu voce tare. Așa, voi fi mai liniștită și în pace. Și da, doamna Elena Paiu, că la comentariul dumneavoastră a rămas, când am plecat la biserică la Pentecostal, m-am dus să mă rog pentru el și pentru mine și pentru liniștea mea și așa a fost mai liniștit. Dar nu poți să tragi pe cineva să aibă o viață bună și să-și vadă de bătrânețea lui cu forța. Așa este ele, sunt de acord cu el. Eu vă văd plânsă. Teodora Andrei, n-am plâns, nu știu, așa ies la lumina asta. Sunt foarte obosită, de o săptămână n-am dormit. Sunt foarte, foarte tulburată, ăsta e cuvântul, sunt tulburată. Și nu de îngrijorare, pentru că nu a fost la spital, că era cine știe ce bolnav și s-a dus să-și facă niște analize, că în fața porții sunt saci de sticle de băutură și de cutii de bere. Îmi pare rău, dar asta e. Eu n-am mai putut să rezist cu un om care consumă alcool. Și a zis că nu o să găsesc niciodată. El e un om normal. Sigur o să găsesc. Dar momentan nu ăsta e țelul meu. Dar aveți voie să țipați, Dana Băciui, urlați, să plângeți, dacă asta simțiți. Știu că am voie să țip, să plâng. Am plâns, recunosc, că în momentul în care am luat și ultimul lucru din casă, am plâns și i-am trimis un mesaj de la volan că îți mulțumesc pentru tot ce a fost și pentru ce ai făcut pentru mine și plângeam. Probabil că a fost impresionat și a plâns și el sincer, după care și-a șters poza că era prea să nu dea semne de sensibilitate în fața mea. Așa, par destul de zen acum că ai început să povestești. Asta mă ușurează pe mine. Eu mă simt că fac o confesiune ca și la preot, deși nu am apucat să fac. Am mai mult, mult mai sincer prietenii de pe Facebook decât persoanele din viața mea reală. Mi-a spus că știi cum se cheamă omul căruia îi plac laudele, megaloman. Vă întreb eu pe voi, că m-ați lăudat de carte, că aici a fost, de aici a plecat postarea mea, o doamnă din Buzău care lucrează casieră la un Kaufland, din zona la ieșire din Buzău, unde m-am mutat eu, m-a întrebat ce ați mai făcut, doamna Adriana, nu v-am mai văzut de mult, m-am mutat din oraș, și cum s-au terminat produsele de scanat, n-am putut să-i povestesc. Și atunci am zis, stați puțin, că am o carte la mine și am scos-o și i-am dăruit-o. Și a zis, vai, dar o să o citesc. Și doamna mi-a spus că a doua zi am găsit un mesaj de la pe Messenger așa, de un kilometru, care a fost fracturat în vreo 10 poze, cred. Doamna Adriana, aseară am ajuns acasă la ora 9:30, parcă așa a zis. Eu spun astea, poate voi, Dana și cu Elena Ocheanu au văzut postarea și mi-au comentat acolo, dar spun pentru abonații care nu sunt, nu au văzut pe Facebook-ul meu. Am intrat în casă și la 9:30 trebuia să mă culc. Mi-am pus cartea pe o măsuță și am vrut să mă uit pe balcon, să mă uit pe balcon, că am o imagine frumoasă și în drum spre balcon am luat cartea. Știam că n-am la dispoziție decât un minut și totuși am vrut să citesc o pagină ca să mă țină captivată de ea și mâine să reiau când vin de la serviciu. Și m-am uitat la ceas, era 9:30. A doua oară când m-am uitat la ceas, era 11:30. Doamne, 3 ore, nu știu dacă e mult sau puțin, dar am trăit alături de dumneavoastră, am fost în transă, n-am auzit nimic, nu mi-a fost frig. Deci femeia a trăit poveștile cu mine și asta m-am furiat, sunt megalomană, deci voi mă lăudați că am făcut un lucru bun și înseamnă că sunt megalomană. Nu fac, adică ar fi, cum să spun eu, să fac ceva și să nu placă nimănui ca să nu fiu megalomană? Da, am scris cartea de croitorie și am vândut 1000 și ceva de exemplare și toată lumea a zis că e bună și dacă m-ați lăudat, cum fac eu să nu fiu megalomană?
toți cei care îmi comentați pe Facebook, pe canalul de YouTube, îmi scrieți, vă iubesc, vă admir, îmi place mult ce spuneți, înțeleg de la dumneavoastră că am urmărit și alte canale. Până și Dana Iovescu a zis că s-a uitat la Ursoaică, s-a uitat la nu știu ce și m-a văzut pe mine și în momentul ăla a zis, eu vreau să ajung la femeia asta în România, când mă duc în România. Și asta s-a întâmplat, pentru că a zis cu voce tare, s-a gândit și și-a dorit. Deci dacă eu nu fac lucruri ca voi să mă lăudați, cum aș putea să fiu ca să nu mai fiu megalomană? Vă rog, poate aveți, sunt debusolată, sunt tulburată, nu știu dacă megaloman este o jignire. Eu așa am luat-o și nu văd, pe urmă am gândit cu raționamentul meu. Dacă eu fac lucruri și sunt bune și lumii place ceea ce fac eu, nu ăsta e scopul. Dacă te duci și joci pe o scenă, ca zic că sunt actriță, am jucat bine teatru. Ok, dar dacă joc teatru și primesc aplauze, nu ăsta e rolul meu? Am primit aplauze, da. Și cartea asta nu-i teatru și nici aia în care mi-am povestit viața nu-i deloc teatru. Este adevărată 100%. Așa, se vede că ești furioasă. Ți-aș zice ceva, dar trebuie să vorbesc frumos aici public. Poți să-mi zici în mesaj privat că nu știu dacă Birjarul a folosit ce cuvinte am folosit zilele astea. Furia, în opinia mea, poate fi considerată slăbiciune. Presupun că îți cunoaște slăbiciunile. Deci, sigur că mi le cunoaște, pentru că eu am fost, nu ca o carte deschisă, am fost o persoană sinceră, l-am văzut la nevoie, deși nu mi-a plăcut de el, la modul cum a arătat, la vârsta pe care o avea, la nimic, l-am rejectat multe săptămâni, dar a fost atât de insistent și eu atât de proastă încât am picat în mrejele lui și dacă în momentul în care, după câteva săptămâni de când aveam o relație cu el, am văzut pe casa lui doliu, mi-a spus că este văduv, dar nu mi-a spus de când. Și aici, nu știu, m-am simțit un gândac, e puțin spus. Și în momentul în care am ieșit din casă într-o zi și m-am uitat pe casa lui până a pornit mașina, am avut timp să mă uit la poartă, așa că nu studiasem cu deamănuntul, nu cotropăisem pe nicăieri. Și am văzut că soția lui era moartă nici cu 3 luni înainte. Deci unde sunt eu, javra, mizerabilă și nu știu ce, am plecat, am fost furioasă, i-am zis că a făcut ceva, m-a făcut să mă simt oribil, pentru că el este în doliu și nu trebuia să facă asta și după aia a venit cu niște vrăjeli, că aveam nevoie de cineva, că aș fi luat un aș după centură, să mă scoată din starea în care sunt, că vroiam să mă sinucid și da, am vrut să fiu un sprijin pentru omul care și mi-a spus că am pozat în Înger Păzitor. N-am pozat deloc. 6 luni am făcut terapie cu el ca să nu mai bea și a reușit, dar compania și prietenii l-au adus înapoi pe drumul alcoolului și eu n-am mai putut să rezist și am zis că am o viață înainte ca să trăiesc singură și liniștită decât să miros sticlele lui de băutură. Și mă scuzați că mă destăinui voi aici, dar n-am cu cine să vorbesc. Sunt într-un câmp și n-am pe nimeni. Așa că da, Ștefania este o slăbiciune și mi-o știe și știe și până unde să-mi atingă fitilul roșu. Deci mi-a scos grenada și mi-a aruncat-o și am reacționat. Doamna Gabriela, bună seara! Nu știu ce să zic, îmi pare foarte rău pentru situația dumneavoastră, sincer. Eu mi-am făcut-o cu mâna mea și nu eram atât de... sau nu mă ridicam un pic, că nu mă consider atât de evoluată, niciun caz. Că... ce, faptul că am scris o carte nu m-a făcut, dar într-adevăr nu sunt scriitoare. Am scris o carte, a două, trei, patru am scris. Dar nu m-am lăudat că sunt eu scriitoare, sunt eu cea mai tare din lume, sunt eu cea mai nu știu ce. Nu, eu doar am scris cărțile pentru a mă elibera. Indiferența doare cel mai tare din experiența mea, dar nu e responsabilitatea ta asupra simțurilor altuia. Tu ești responsabilă de bunăstarea ta. Mulțumesc, dar vedeți să nu mă lăudați prea tare, că iar pic în megalomanie. Nu meritați așa ceva, Costina. Nu vă mai necăjiți. Știu că nu merit, știu că nu merit, pentru că orice am primit de la Dumnezeu a fost pentru că merit. Și așa i-am explicat întotdeauna.
De ce vreau eu aia? Pentru că merit. Așa, așa am gândit. Iar bunăstarea se face limitând accesul oamenilor toxici, în primul rând. Da, îți dai seama, Florentina, că eu de... Am plecat odată, am plecat a doua oară, acum tu ai citit cartea și știi. M-a căutat în tot orașul, în toate locurile unde aș fi putut să fiu. Bine, nu erau multe, două prietene, sora, la apartamentul meu și am stat învelită în materiale. Aveam role de materiale în pat și le-am pus așa o stivă, un pat supraetajat și m-am urcat acolo între materiale și am stat, îmi bătea inima ca unui șoarece cu pisica lângă el. Și el m-a căutat în toată casa să mă duc și recunosc că am fost, să nu mă mai victimizez, am fost o proastă și l-am iertat și mi-a fost milă că a plâns. Și uite ce am pățit eu, de am prelungit toxicitatea asta atâția ani. Și nu faceți femeilor așa ceva. E toxic. Un copil trăiește mai bine liniștit decât într-o familie toxică. Vă spun eu că așa am trăit până la 13 ani și am rămas singură și eu m-am crescut singură și n-am băut niciodată alcool, poate am băut o bere sau o gură de vin, n-am fumat niciodată, n-am îndrăznit să fumez și nu spun asta ca un reproș adus celor care fumează. Adică am știut să mă țin departe de vicii și am învățat și copiii mei așa și niciunul, nici băiatul la 30 de ani nu are viciile astea pe care le aveau cei avea tatălui și alți membri din familie. E super trucul, nu m-aș fi gândit la așa ceva, Elena Popu. Ștefania zice că e foarte bine cu banda de bie. Ștefania, nu știu dacă o tai la 4 cm, cred că totuși e puțin lătuță. Dar dacă materialele sunt de stofă, da, de la mătase, voal, nimic, deci la 3. Spun eu, fă o probă și pe urmă să vezi. Acum, nu știu dacă tu atunci când o aplici, o aplici mai lată și mai rihtui și atunci îți rămâne numai o jumate de picioruș. Dar la 4, o bandă lată de 1 cm face aici niște cute inestetice. Așa. Bună seara, sunteți o doamnă minunată. Și megalomană, da? Super, mulțumim frumos. De lângă Valea Plopului sunt eu, Nicoleta Enache. N-am spus că oamenii de la Valea Plopului sunt răi, doar că eu nu m-am simțit confortabilă sau confortabil, nu m-am simțit confortabil alături de acel părinte care m-a criticat pe mine. De ce ortodoxii nu acceptă ca oamenii să se roage la ce vor ei, ci ei să cred cei mai sacri și nu-i lasă pe alții să creadă în ce i-a învățat familia, tradiția. Am fost în Nepal și v-am mai spus asta. Și o persoană din familie, când a aflat că am văzut case construite pe niște autobuze care au căzut în prăpăstii, vă știți că nu știu câți ani în urmă a fost un cutremur și a distrus Nepalul, multă populație a murit, nu știu cât, un sfert, a murit mulți. S-au dărâmat case, s-au acoperit orașe așa și altul a găsit niște cărămizi și a făcut o casă peste un autobuz. Deci autobuzul era băgat în mal, n-a avut cu ce să-l scoată și imaginea aia pentru mine a fost cruntă. Și am spus către ruda asta, uite ce am văzut așa, uite așa, și când am zis, zic, a fost un cutremur aici, a zis, oh, foarte bine că a fost cutremur, dacă sunt eretici și nu cred în Dumnezeu, dacă nu sunt ortodoxi, foarte bine. Și persoana asta trăiește în comunitatea unui preot. Și atunci m-am rupt și am zis, Doamne, dacă așa vă învață pe voi preotul ortodox să spuneți că ăla, bine că a murit, că nu e ortodox, eu nu mai fac parte din familia asta. Relația personală cu Dumnezeu este cea mai importantă. Da, oamenii ne dezamăgesc, dar Dumnezeu niciodată. Așa este. Sufletul plânge, da. Sufletul meu plânge pentru că am o rană care nu s-a vindecat, deși persoana nu mi-a plăcut la început. M-am atașat și am dăruit toate sentimentele mele. Și acum persoana asta lângă care am stat mi-a spus că dacă aș fi plătit chirie timp de 4 ani în care am stat în casa lui, dar eu am afacerea în casa lui de 1 și ceva, 2. Dacă aș fi plătit chirie, nu eram eu unde sunt acum, că îi datorez jumătate din casă. Doamne, iartă-mă. Doamne, nu mă chema la biserică până nu mă liniștesc.
că v-aș spune eu mai multe. Ortodoxă fiind, sunt de acord cu ce spuneți despre ortodoxie, doamna Ocheană Elena, și dușmanii să se roage ei pentru ei, că dumneavoastră atât de ocupată că nici pentru dumneavoastră n-aveți timp. Nu cred că m-a rugat pentru mine și de fiecare dată când trec pe lângă o biserică sau pe lângă ceva care mi inspiră să mă rog, zic, Doamne, ajută pe toți oamenii că eu am ce mânca, am unde dormi. Asta fac de mică, poate n-am avut ce mânca, ce mi-am dorit eu, dar am avut ce mânca. Și nu m-a rugat niciodată pentru mine și mi-a spus Anca, mi-a spus și Dana și mi-a spus și celelalte prietene penticostale că trebuie să mă rog pentru mine, Doamne, dă-mi. Nu știu, dacă nu am fost educat așa, nu știu să mă rog pentru mine. Dar m-am rugat pentru lucruri, m-am rugat pentru doamna profesoară, pentru care trebuie să mă mai rog din nou, că am aflat că este bolnavă și foarte, foarte bolnavă. Cine a citit cartea știe despre ce doamna profesoară e vorba și este la noi pe grup. Și m-am gândit, după ce termină cu clasa 8-a acum, că au capacitate, au copiii ăștia de 8-a, are nevoie de 360 de milioane vechi ca să se opereze. Și dacă ea a vândut toate lucrurile în casă ca să cumpere la ucrainieni generatoare, mă gândesc cât de crunt este să nu ai bani de operație. Și i-am spus că în cazul în care rămâne fixă suma asta și nu o are, o să fac o campanie aici pe grup. Scot la licitație tot ce am și vreau să o ajutăm. Asta înseamnă rugăciunea. Pentru un om care vezi că suferă, nu pentru un manipulator. Foarte bine, să-și caute una nemegalomană. Da. Nu sunt laude, sunt realități. Doamna Maria Ion, eu văd că sunt realități. Dar cum să spui unei femei pe care ai avut-o în brațe, de tinerețea căreia te-ai bucurat, care ți-a dat suflul vieții, te-a luat din gară să nu te arunci înaintea trenului alcoolic și deprimat și într-o stare de părăsit de prieteni și de toate rudele, așa, i-am dat din viața mea și i-am dat din tinerețea mea și să spun acum jignirile astea. Deci sunt uimită și sunt șocată că are credința că sunt atât de educată încât pot să mă duc eu la biserică să mă rog pentru el. Încerc, dar mai trebuie multă terapie. Doamne, iartele lor că nu știu ce fac. Să le ierte Dumnezeu. Nu mai spuneți atât de mult preț pe cuvintele unor persoane mici la suflet. M-a afectat. N-aș fi pus preț. Am ignorat, am tăcut, mi-am jumulit buruienile din grădină în fir cu fir ca să am activitate și să mă deconectez și să-mi creez o energie bună cu pământul. Am plantat cartofi, am plantat ceapă, am săpat un șant singură când i-am găsit telefonul până să plec în Africa și pe care mă bănuiește că îl spionez. Dar spun acum ca să audă, dacă și vede, a uitat telefonul acasă, a plecat în târg și a sunat, m-am dus să văd cine este, poate era fata sau era cineva, și când s-a închis telefonul au apărut mesaje de la femei, ești frumoasă ca scoasă din spuma mărilor, ești... ai grijă că pe internet sunt toți șacali, nu mai știu, unii îi spunea că ce pățit ești singurică, că sunt văduvă, mi-a murit soțul și mie mi-a murit iubita soției. Fac și teatru, da, că doar dacă m-a acuzat de teatru trebuie să fiu și actriță. Și vă închipuiți voi, doamnelor, un om care vine și se dă pe lângă tine și te ia în brațe, dar, uite, eu stăteam așa, deci nu știam de astea, dar nu am vrut, după o bere, după ceva, nu am suportat să mă mai atingă și stăteam ca, Doamne, dă Doamne să nu pună mâna pe mine, și stătea și să cuibărea și ce faci tu, puișorule, și ce suflet frumos ai tu și tu ești un sufletel. Și el scria mesajele astea către alte femei și am murit, nu i-am reproșat. A venit acasă, l-am întrebat dacă mănâncă, m-am comportat normal, mi-am cumpărat bilet să plec în Africa și am zis, dă-mi Doamne putere să rezist până plec. Nu i-am reproșat măcar, n-am adus vorba, dar aminte să-i reproșez. Am zis, om are viața lui în față și tu vii și îmi spui mie acum că eu sunt megalomană, că eu sunt, Doamne, cred că ar trebui să mă opresc și să mă mai despenui aici, că ar trebui să mai scriu o carte și care să va vinde și mai bine decât asta. Pentru că eu în cartea aia am scris doar ce era decent să afle lumea. Dar sunt mult mai multe dureri care s-au adunat în,
în inima mea. Și acum când i-am zis, cum vrei tu să mă rog? De ce mă rogi tu pe mine să merg la Dumnezeu și să mă rog de sănătatea ta? N-ar putea să o facă alea care au ieșit din spuma mărilor. M-am urcat la volan și mi-au apărut pete pe ochi. Nu știu dacă e cineva care știe puțină medicină. În ziua aia am crezut că nu mai văd noroc, că era duminică, ziua de târg, lumea și târguise ce putuse. Tremura sângele în mine. Deci nu știu ce aș fi făcut, aș fi spart ce mai era de spart prin casă. Dar am avut puterea, m-am comportat normal, am luat cheile la mașină și am venit aici la casa mea și am săpat un șanț de un metru lățime și adânc, de două hârlețe în jos, așa, de parcă am săpat toată viața. Atâta furie am avut în mine. Dar nu i-am reproșat, nu i-am zis nimic și acum eu sunt aia care joc teatru. Doamne, ține-mă, Doamne, uite, acum mă închin și ține-mă. Eu cred că e vorba de nevoia de validare, nu de laudă. Toți avem nevoie mai mult sau mai puțin de validare, iar când trecem printr-o perioadă grea, cu atât mai mult. Voi mă validați, voi mă aveți. Nu mă validați și nu se uită nimeni la mine, am de jumătate buruiană, am plecat. Dar mi se pare un pic de respect care îmi vine să vi-l adresez vouă și de a face tutorialele astea și măcar una, Ștefania, uite, dacă mi-a zis că da, eu nu știam metoda asta și foarte utilă și încă o doamnă care a mai zis, dar pe Ștefania am reținut-o ca urmăritoarea cea mai înfocată și dornică de cunoștințe, pentru că voi celelalte mai știți să faceți, dar ea când a intrat și a dat de mine nu știa să facă nimic și am încurajat-o la fiecare postare și acum își face niște rochii frumoase și mi-a plăcut din stofa aia de care nu o vedeam decât un halat de spital și a făcut o rochie și i-am zis că aștept poză cu vederea din spate, pentru că a prins fiul ei o mișcare a corpului așa, o feminitate, nu o vulgaritate. Deci mula rochia pe fund așa frumos și i-am zis să-i trimit o îmbrățișare fotografului, știam că e copilul ei, că altfel și un pupic, că dacă era un bărbat îi spunea să-i trimită, să-i dea un sărut. Dar am știut că e vorba de fiul ei și mi-a plăcut și de aia Ștefania se uită la mine și eu sunt datoare să mă mai gândesc oare ce nu știe Ștefania, oare ce nu știe Oana, oare ce nu știe Dana, oare ce nu știe Xulica. În opinia mea, bărbatul acesta nu trebuie pomenit, așa se rănește. Da, se rănească. De acord cu Ștefania, grupul ăsta este aproape de sufletul dumneavoastră, este copilul dumneavoastră. Să știți că este, pentru că rămânând fără copii, m-am dedicat dragostei oamenilor de dincolo de ecran, care îmi scriu și mă încarcă cu energie bună. Ați filtrat oameni din grup pentru a vă păstra vibe-ul pozitiv. Să faceți cadou cartea Vindeți este o mândrie. Stai că n-am înțeles, Dana Băciuie. Ați filtrat oamenii din grup pentru a vă păstra un vibe pozitiv. Să faceți cadou cartea Vindeți este o mândrie. Păi să o fac cadou e o mândrie, să o vând din prețul pe care l-am luat pe carte, dar majoritatea exemplarelor le-am făcut cadou, poate, hai să zic, jumătate le-am dat cadou, jumătate le-am vândut, cu banii ăștia am fost în Africa și am luat la copilaj mâncare. Deci tot ce e din cărți și din reviste, știți voi că acolo se duc. Pentru că v-ați deschis sufletul față de toți prin cărți, experiența aveți, cât și profesională, aveți de ce să vă mândriți. Mulțumesc! Ar trebui să intre un pic pe mâna mea să se mai răcorească. Este la vânătoare. Cu fiecare an ce trece ne permitem luxul de a tria oamenii. Totdeauna toleranța noastră se diminuează și nu avem de ce să păstrăm cu noi oameni negativi. Ducă-se! Bravo! Asta îmi place. Și îmi place și ce scrie mai sus. Frustrații jignesc. Acea persoană este mică. Nu te merită. Încearcă să uit cât mai repede. Doamnă, persoana asta este persoană cu studii superioare. Eu păleam la momentul în care ne-am cunoscut, cunoștințelor și situației familiale pe care el mi-o descria că a avut-o. Am avut o familie fericită, am un copil minunat, așa este, minunat.
am nu știu ce, mama, tata, frați, nu știu ce. Și când o rudă care a avut așa o furie pe el și mi-a spus care este adevăratul domn pe care eu l-am în casă, la un moment dat i-am zis, zic, uite ce spun, că n-ai trăit așa de fericit, soția ta n-a fost așa de fericită pe cât spui tu, pentru că n-ai avut ce să-i oferi, tu ești doar să faci ce vrei tu, infatuat, îngânfat, arogant, egocentric și alte de-astea, care nu sunt jigniri, ci sunt caracteristici. Și a zis, ce ți-a spus? Vecina ta, care e vecina mea de la bloc, a avut șansa să vină în casă la ei și să ajute la curățenie pe fosta lui soție și ar fi putut să știe amănuntele pe care mi le spusese ruda lui. Și iacătă, ar fi fost doi oameni care ar fi completat acele vorbe, și dar nu i-am zis. Am aflat de la o păsărică din zbor și am zis totuși, uite, eu vreau să învăț ce nu știu, ceea ce îmi place, și am căutat să mă educ, să mă duc la teatru, să mă duc la conferințe, să ascult profesor, să îl urmăresc pe mandache, să vină mă puiule lângă mine, hai să te giugiulez, vină-mi pataci lângă mine. Nu, giugiuleala are rostul ei, acumularea de informații. Odată ce a terminat bancurile, în două luni s-a terminat tot ce știa și ce nu știam eu, a început să le repete zilnic, săptămânal, orice musafir, aceleași discuții. Și eu nu mai aveam. Creierul meu are nevoie de cunoaștere. Chiar dacă sunt la jumătatea vârstei, eu simt că pot să învăț. Dar el a zis, ce să mai învăț eu? Ce să mai muncesc eu? Eu am muncit toată viața, am studiat, sunt tobă. Ok, ești tobă? Stai acolo cu tobă. Ai stat pe loc până ți-ai găsit resursele să mergi mai departe. Nu e o prostie, nu e de comandat. Condamnat, pardon. Dar am stat pe loc pentru că psihologul, în momentul în care m-a împins și mi-a zis morții mătii de panoramă, când voi, femeile de pe grup, făceați surpriza de ziua mea de acum 2 ani, eu treceam prin situațiile astea și n-aș fi vrut ca voi de pe grup să veniți în casa aia în care eu trebuia să pozez o gazdă drăgăstoasă cu omul din casă și în care el trebuia să fie bărbatul care mă reprezintă. Și am aflat că Sorina Enache a făcut legătura și surpriza cu el și i-am zis ceva, păi Sorina ți-a făcut ceva și nu știu cum, s-a iscat ceva de la i-am dat cu foarfecă așa pe mână, că dacă faci o una acum, nu trebuia să faci peste mână. Și i-am dat peste mână, tăiam un material. Și el a vrut să mă drăgălească, zis. Și i-am dat cu foarfecă, lasă-mă în pace. Și atunci instinctul lui de om, că eu nu pot să-mi dau seama cum un om care vorbește frumos și elevat, poate să m-a împins de-am căzut peste niște role cu materiale. Era și mama, era și încă o fată care lucra pe vremea aia cu mine. Și a zis morții mătii de panorama. Eu n-am fost jignit așa de partenerii mei de viață, dinainte, în timpul relației, că după aia, după ce ne-am despărțit, ori fi spus ei, asta e altceva. Dar să trăiești cu un om care zice puiule în sus, puiule în jos, a fost un șoc. Eram în niște papuși de gumă și am plecat pe stradă și cu telefonul în mână l-am sunat pe domnul psiholog și i-am zis, aul, ce fac eu? Nu știu ce să fac. Ce reacții să am? Că mor. Deci mi se pare jignire și dacă mă duc acasă, să nu fac un gest necugetat. Și a zis, doamna Adriana, domnul Niță are nevoie de dumneavoastră, nu plecați. Vă gândiți că după ce plecați, el moare și cum veți putea trăi cu asta. Și a trebuit să stau ani de zile, că au trecut 2 ani, și să aștept ca el să se întărească în atât de mult încât să poată să trăiască fără mine. Dar se pare că va ajunge la spital. A devenit dependent. Eu dau o energie bună, viață, oriunde mă duc eu. Acum, na, megalomană, cum mă știți, trebuie să mă laud. Dar da, persoanele care m-au cunoscut și prietenii lui, care nu m-au acceptat în viața lor, că au zis că tu, în afară de fosta ta soție, tu să n-apar cu nimeni pe la noi,
Totuși, când au avut ocazia să mă cunoască, m-au îndrăgit și mi-au cerut să vin cu ei unde se duceau în delta la pescuit sau în alte ocazii, la o vilă, nu știu unde, la munte, dar nu, dacă tu nu m-ai primit pe mine ca omul care sunt, de-abia te-ai convins tu după 5 ani că meriți, nu mai meriți tu să stai lângă mine. Și nu am acceptat să mă duc, pentru că nu aș fi avut, fiind de aceeași tagmă și având aceleași bancuri și aceleași vicii să bea într-un weekend cât se poate de mult, ce căutam eu acolo? Nu aveam nimic absolut, nici cu cine să vorbesc, nici să schimb 3 minute, decât niște politețuri obligatorii. Fii și tu empatică cu tine, nu doar cu cei din jur. Florentina, învăț, dar e greu. Sunt o stâncă, sunt o tană, nu se mișcă. Voi tăia la 3 cm să locuiesc. Aștept să-mi dai și mesaj și să faci așa o bucată de cârpă, o tai un semi-rotund și faci un decolteu mâine. Dumnezeu le așează pe toate cum trebuie. Sigur are pe cineva pus deoparte pentru dumneavoastră. Sigur are pe cineva, Dumnezeu. Posibil că da, nu. Deci sunt un pic în avarie. Să nu se uite vreun bărbat la mine că dau cu farfeca după el. Merita să fiți fericită. Dar nu am spus nu. Dar momentul ăsta trebuie să mă curăț. Nu trebuie să mă duc victimă într-o altă relație. Am intrat târziu, vă voi revedea, Ionela. Giovanna a fost puțin de croitorie, mai mult de povești. Hristos a înviat, adevărata mea. Sunteți o minunată, că despre dânsul chiar nu merită să vă lăsați tulburată. Știu că nu merită, dar nu pot să pretind că nu am fost tulburată. Bunătatea și omenia nu ține de religie. Mi-o confirm zi de zi. Mă bucur că ești de acord cu mine. Puțin preoți sunt dăruiți cu har, oamenii se lasă ușor păcăliți și manipulați în numele credinței. Este o părere în cazul în care cineva vrea să dea cu pietre. Bună seara, sunt din Independența din Galați, Fănica Miharcea. Sunteți minunată, v-am descoperit de curând, sunteți captivantă. Dacă aveți copii, sunteți bogată, sunteți cea mai bogată. Da, am 3 copii, unul de 30, o fată de 26 și un băiat de 15. Capul sus și nu cedați în fața răutăților, nu-i dați satisfacție, tratați-l cu indiferență cât de mult puteți și veți vedea că indiferența doare. Știu că doare. Știu că doare și să-și asume. Nu am plecat eu din casa lui când s-a simțit sigur pe el și cu câteva femei bune de adus în casă, mi-a scos lucrurile și să fie sănătos, să le cucerească, să le ofere ceea ce n-a oferit nici soției și nici mie. Mi-i pare rău că nu am știut când ați venit la Valea Plopului sau pe atunci nici nu vă cunoșteam. Nici nu știu dacă aveam canalul. Cred că nu l-aveam. L-am făcut după aia, cred. Am un vis nesimțit și acela de a vă vedea față în față și de a crede cu tărie în el. Nicoleta Enache. Credeți cu tărie, îmi dați un mesaj, îmi spuneți unde la Valea Plopului sau Valea, cum se cheamă acolo, și îmi fac într-o zi drum, nu știu când. Îmi doresc să reiau caravana, îmi doream să o sun pe Cati la Mangalia, pentru că este singura dintre noi din grup care are și pensiune și are câteva camere de cazare și are și atelier de croitorie, să facem iar tabăra de croitorie la mare, dar am evenimente, urmează teatru, aș vrea să fiu în juriu, dar ce să vezi că vrea și Domnul să fie în juriu și atunci membrii juriului au alocate niște scaune une lângă alta și am zis că dacă este și el în juriu, renunț eu. Eu am fost în fiecare an, dar el dintr-o dată s-a îndrăgostit de teatru anul ăsta ca să fie alături de mine în sală. Anul trecut plângeam, m-a lăsat să merg singură la teatru. Și un domn din jurul, văzând că sunt singură, și-a permis să mă abordeze la un mod decent, foarte decent, de nu am ce să reproșez omului. Și într-o seară mi-a cerut să mă însoțească pe o bucată de drum, i-am permis. Un prieten de-al partenerului meu era în sală în fiecare seară cu soția și unde nu-mi povestea mie acasă că, vai, eu sunt un om de teatru și ce-mi place mie teatru, când i-am zis, uite, sunt în juriu și am invitații și putem să mergem în fiecare seară. La ce teatru? Cine-s proștii? Ce sunt? Eu mă uit la ăia. Ce, nu merge decât la Maia. Și cu Maia
Nu e decât, n-a fost decât luni și va fi și sâmbătă. Sper că restul spectacolilor să mă scutească. Iar la sfârșitul galei, la sfârșitul festivalului, a fost o gală și a fost o operă minunată, opera de trei parale. A fost minunat, a fost magnific. Așa l-am luat forțat și obligat doar pentru că a venit la mine de la Giurgiu, Georgiana, și trebuia să pozez, că suntem un cuplu care merge la cultură și la teatru, și i-am zis că dacă nu mergi cu mine, o să mă duc cu ăla care m-a invitat să mă însoțească pe drum și probabil de... Ah, ce amintire îmi vine în minte! Probabil de gelozie a zis că merge și pe urmă a aplaudat de să crăpau palmele, că era foarte frumos. A fost foarte frumos spectacolul. Și eram pe scenă, am ținut un discurs, pentru că ceilalți membri ai jurului n-au vrut să... N-au, le-a fost roșine, nu erau obișnuiți cu publicul să vorbească în public și trebuia să spun eu cine a câștigat premiul din partea jurului. Și o actriță a zis, îmi dați voi să vă îmbrățișez, Doamne, dar cum să zic, mi s-a părut că eu eram așa de mică și ea mă ruga, îmi cerea voie să mă îmbrățișeze. Și că m-am uitat la el să uită așa plictisit, adică hai să termine și asta, că l-a trăpăt scena acolo. Și mi-aș fi dorit și eu să am un video cu evenimentul ăsta, care pentru mine a însemnat mult. Am venit din Africa și am strigat din Africa, vreau la teatru, că sunt bilete, și el, stând în oraș, nu știa despre teatru, dar eu din Africa știam. Și au fost multe faze așa, mici, neînsemnate, care acumulate mi-au tăiat toate aripile de înger și m-am transformat în dracu pe pământ. Acum așa cred că mă vede. Nu ești megalomană pentru că nu te lauzi tu, ci ești lăudată de ceilalți pentru ceea ce faci. Mulțumesc mult! Megalomană înseamnă să te lauzi tu pe tine, să ai o părere exagerat de bună despre tine. Oho, deci cred că știm cine e megalomană. Cineva te poate răni în măsura în care permiți. Așa este, am permis prea mult, dar am pus stop și am zis că pot mai mult. Și aștept scuzele de la un om care nu se iubește pe sine, nu poți avea așteptări de niciun fel de la el. Sunteți un om minunat, eu cred că el nu suferă, că el nu suferea succesul dumneavoastră, bunătatea și tot ceea ce faceți pentru cei din jur. Mai sunt câteva, dar nu le mai spun că devin și patetic aici, că așa mi-a zis că la emisiunile unde sunt eu invitată nu se uită decât realizatorul și cu vecina lui, care nu, mi se părea că nu are așa de multă cultură, doamna Rodica, și s-ar fi uitat la ceva așa de mahala ca mine. Nici eu nu știam metoda, mă bucur, Luminița. E nevoie de timp să vă dea Dumnezeu putere să treceți peste... Că despre bie ar fi fost bine să aflu că la materiale groase bieul trebuie lat. Nu aș fi rupt mai multe ace în material. Chiar dacă este lat, grosimea, tot aia va fi. Deci, acum nu se rupe din cauza că e bieul îngust, ci că este gros. Deci straturile tot alea sunt. Dar cum ar fi să facem noi un bie dintr-un material foarte gros, stați așa? Uite, de exemplu, să spunem asta, este un bie. Îndoim jumătate, el e mic. Și iar îl mai dau așa să face exact o sfoară și nu putem să coasem. Să știți că grădinăritul e terapia adevărată. Nu am avut pământ, n-am știut cum se sapă. Am dat așa, întâi o linie orizontală, după care am mai luat a doua linie și zic, băi, parcă nu era ca la mamaia. Mă cocoșez aici că s-a dat asta. Mai jos. Și pe urmă m-am mutat cu sapa cum făcea mamaia. Păi cine se întrebe aici? Să pun iar pe Facebook că nu știu să sap? Părea așa. Și am luat-o de sus în jos un rând și pe urmă iar un rând și am zis gata, am descoperit America. Eu eram Cristofor Columb sau Michelangelo, cine descoperi, nu știu. Dar da, e o terapie adevărată, mirosul de pământ, bruienele. Când vedeți videoclipurile alea cu materialele, îmi ascund unghiile că sunt negre și nu să iau. Azi am spălat cu de la Sanoforte niște tigăi și ca să-mi curăț mâinile și să apar la video. Nu contează studiile superioare dacă nu este om tot degeaba.
E o diferență foarte mare între studiile unui individ și calitatea de om. Mi-a plăcut comentariul dumneavoastră că a zis că eu i-aș spune toate cele 10 variante de replici pe care le gândeam în momentul ăla. Mult de tot. A fost singurul moment în care am zâmbit puțin în ziua aia, dar am tremurat maxim. Din câte am înțeles, pare un narcisist, asemenea diagnoste nu are leac niciodată. Măi, Florentina, măi, la ce? Nu știu că poate ai scris de mult. Doamne, dar noi nu am vrut să facem o surpriză pentru a ști. A, doamna Gabriela, dar noi am vrut să vă facem o surpriză pentru a ști cât de mult vă respectăm. Doamna Gabriela, mi-a fost greu să povestesc atunci. Am povestit puțin, dar mi-a luat mult ca să mă obișnuiesc cu mine și să spun adevărul. Și da, credeți-mă și iertați-mă încă o dată și de câte ori v-am cerut iertare pentru purtarea mea nedemnă despre acest eveniment în fața voastră. Sper că m-ați înțeles pe parcursul acestui timp că nu am vrut, adică m-ați luat printr-o surprindere dacă aș fi știut din timp, măcar cu o zi, să mă pregătesc sufletește, să-mi trag masca de femeie fericit în cuplu, să creez un ambian, da, dar în ziua aia sau cu o zi înainte îmi spusese morții mătii de Panaram și eu eram în starea de supărare, n-aveam cum să. A durat mult până am mai acceptat să. Și a cerut scuze până la urmă pentru asta. A început și să plângă că el e rău și nu știe cum să fie bun, dar asta e. A trecut și și-a vărsat alte. Traumele și suferințe din copilărie v-au transformat în salvatarea celor sărmani. Prin terapie și credință veți învăța să aveți grijă de dumneavoastră, să stabiliți limitele și să primiți respect. Încă o dată, nu că vreau să vă cer aprobarea sau vreau să vă cer consimțământul, ci vreau să vă spun că a merge la terapie este cel mai bun lucru pe care am putut să-l fac eu. Nu știu dacă alții ca voi, poate e greu să recunoști că mergi la terapie, dar este modul de a-ți curăța mintea într-un mod profesional și nu a încerca cu dalta, cu ciocanul, cu ceva când există specialiști care pot să te facă să-ți dea încredere în tine, pot să-ți arate unde greșești, pot să sublinieze ceea ce faci bine. Și mie terapia mi-a făcut foarte bine, dar nu m-a lăsat, mereu îmi spunea, ce te duci tu la ăla, la prostul ăla să-i dai bani? Că, păi, vină încolo la mine, că eu sunt psihologul tău, vină încoace că spun eu ce e bine pentru tine. Și cum să spună mie cineva că e bine pentru mine când eu mă duc să spun ce trăiesc cu tine? Deci asta se bătea, uite așa. Dacă știam că sunteți în așa situație grea, uite că aflați acum. Da, bine, el să se hrănească din energia ta, dar tu cu ce ai greșit? De ce să te întorci? Ce zice terapeutul? Am încetat să mai urmez, nu că am încetat să mai urmez sfatele lui. Cred că m-a întărit destul de tare și am făcut terapie și cu el câteva luni. A fost de acord ca să nu mă pierd, a fost condiția mea. Plec în secunda asta. Uită-te la mine în ochii mei și înțelege că eu nu mai supor viața de lângă tine. Poți să trăiești fără mine? Și a zis, nu știu, mă mai gândesc. Ok, ai timp până mâine să răspunzi. Și tot la o zeflemea așa. Și pe urmă am zis, gata, plec acum. Și a plecat el din casă lui în apartamentul meu. Și tot, și a spus, stai tu aici să-ți faci treaba, că tu ai munca ta cu fetele, cu împachetatul, cu ambalatul și plec eu să te mai liniștești. Deci el a crezut că eu mă liniștesc. Și atunci a văzut cât de serioasă sunt, cât de gravă este situația. Și asta câteva zile și i-am spus, noi nu ne vom mai revedea în fața ochilor decât dacă accepti o terapie de dezalcoolizare. Dacă nu, să fii sănătos, eu am plecat cu chirie, îmi permiteam să plătesc orice chirie. Că el m-a consumat de bani mai mult decât aș fi dat, nu mai zic de liniște, decât aș fi dat la o chirie, dar el nu știe că eu știu astea și am dovezi. L-am lăsat să creadă că îl văd ca pe un sfânt și ca să nu-i afectez, pentru că el era victima și eu eram agresor. Dar psihologul ne-a întărit pe amândoi, încât ne-a făcut să ne vedem. Și în cartea mea scrie ultima replică a psihologului despre relația noastră.
Exact, Gabi. Știu că e greu, eu știu teoria, te voi freca la melodie din când în când, să ți-o reamintesc cândva. O vom pune amândouă în practică. Baby steps. Pași mici. Ar fi minunat să relu. Minunat. Cred că nu știu să releau ceva. Dumnezeu este singurul care nu dezamăgește, singur că El va vindeca sufletul și fi fericită pentru că ceea ce că meritați. Nu mai vreau să fiu fericită în compania nimănui. Sunt fericită aici, în liniștea mea, în câmpul meu, în munca mea. Îmi dă o satisfacție enormă munca mea. Mai gândesc ceva, mă mai gândesc la un clip, reluați caravana. Da, vă spuneam că vine evenimentul cu teatru, după care în iunie îl aduc eu pe domnul Borțun la Buzău, că mi-a acceptat invitația. Am căutat o sală la teatru și să o închiriez. Sunt spectacole de teatru. Când am găsit o seară liberă, sala într-o seară liberă, domnul Borțun avea niște invitați în SUA și nu putea și a rămas pe luna iunie și mai am de organizat evenimentul și m-am dedicat activităților astora care mi-aduc satisfacție și împlinire și relaționare cu oameni demni și oameni decenți. Și nu știu când în iunie, că atunci are Cati pensiunea mai ieftină. Și până la sfârșitul lunii iunie sunt total ocupată weekend de weekend. Am luat un curs și la Onețiu și săptămâna viitoare să mă duc la curs, la un workshop, că este și el unul dintre mentorii de pe lista pe care vreau să-i cunosc. Nu ai nevoie de scuze, cum nu ar fi sincer asta în cazul în care cineva l-ar obliga să-și ceară scuze. Știu că nu vor fi sincere, dar măcar contează vizual. O altă terapie ar fi să strici, să cânti, să cânti fals și tare. Oricum vecinii nu sunt prea aproape. Știi, era un bac. Un copil s-a lovit și a intrat mama lui în casă și a zis: ce-ai pățit? M-am tăiat la mână. Și de ce nu plângi? Până știu că ești acasă. Așa și eu, la ce să țin dacă nu mă aude nimeni? Subscriu, a fost cel mai sănătos lucru din viața mea. Acum am înțeles. Important este, deci cred că subscrii faza cu terapia și mă bucur. Și mă bucur că avem puterea să recunoaștem asta, pentru că încă în mentalitatea noastră, cei care am trăit în comunism, psihologul este văzut ca făcătorul de bine celor bolnavi psihic, luați cu țigla zburată după casă, nu știu să zic, cu boli de astea. Capul său, sunteți o fată care merită numai bine, știu. Eu am trecut de mult la psihiatru și eu am lângă mine un astfel de om și nu pot să mă rup pentru că la fel este bolnav. Aș vrea să vă întăresc și dacă aveți dorința să vorbiți cu cineva, scrieți-mi în privat și sunt sigură că găsesc o cale să vă încurajez. Știți că este pe grup o doamnă care trăiește în Italia, măritată acolo cu un om care a crezut că o iubește și este sechestrată și are copii și a zis: doamnă, am trimis banii prin Western Union, dar eu am zis: doamne, până mă duc eu la oraș să iau eu niște bani pentru o carte, o să întoarcă înapoi, dar vă trimit cărțile gratis, pentru că mi-a spus situația ei și am zis: sper măcar că să vedeți că există lumină și există tunelul. Dar tunelul, nu există groapa în care veți muri. Există tunel în care ieșiți pe partea cealaltă. Și a zis că a citit cartea prima dată pe nerăsuflate, după care și a doua oară și a treia oară ca să înțeleagă și mult curaj am dat. De-abia aștept pe doamna, dacă vede, să-mi scrie cum mai este situația ei. Adică la mine era parfum. Vindecarea este în tine, presupun că te cunosc. Acolo este forța și alinarea sufletului. Fiul meu face terapie pentru a se vindeca de traumele pe care le-am provocat. Și al meu face terapie de traumele pe care le-am provocat, cel mare, și care după 30 de ani a înțeles că educația pe care am primit-o eu de la mama mea și lipsa comunicării a dus la dobândirea unor tipare pe care eu le-am văzut în familie și deși am zis că atunci când voi avea copii, nu-i voi bate, nu-i voi jigni, nu-i voi lua de păr, cum a făcut mama cu mine,
La primul nivel de stres am făcut exact aceleași lucruri. Și de-abia acum reușim să avem o comunicare ca de la mamă la fiu și să vorbim și să, pentru că ne-am curățat creierul la terapie. Și mi-a zis că cel mai bun lucru din viața lui s-a întâmplat acum de când face terapie. Și mulți nu recunosc eficiența psihologului, că ești eu singur ce le trebuie. Așa e, dar psihologul te ajută să descoperi multe motive, trigăre pe care mult nu le bănuiam, dar na, așa este, Doamne. Deci, psihologul meu, foaie de mine, la fiecare lecție, ședință de terapie, să luptă cu mine că nu vreau, de ce să fac așa, să scriu o scrisoare terapeutică și să o rup. Păi de ce să o rup? Că eu m-am chinuit să o scriu și să afli nemernicul ce stări mi-a provocat. Nu, Doamnă, o rupeți, mai scrieți alta, ai dat foc și după aia la a treia eu scrieți. Păi dacă fac eu o cărticică numai din scrisoarele terapeutice pe care le-am scris eu în aceștia 4 ani, îmi trec orice vânzător de cărți din fost comunist. Și da, și când îmi spunea la urmă, s-a chinuia să găsească, Doamne, ce să-i mai spun eu la asta să o fac, să nu reacționeze cum zice ea. Păi, multe. Dar așa, e rușinos, vai, Doamne, că se apelează la psiholog. Așa nații întârziată suntem, da. Am luat ședințe de terapie cu Zoltan Vereș. Zoltan Vereș este un psiholog care este pe Uprisers. Nu vă spun cât costă, nu, și nu facem terapie unul la unul, ci facem în grup. Și la început nu l-am înțeles. M-am uitat la înregistrare, el a vorbit, a fost live, am confirmat prezența mea acolo. Am scris un comentariu, mi-a răspuns. La a doua am fost plecat în Africa, la a treia când am revenit cu mutatul și cu astea am uitat și am plătit 6 ședințe. La a patra, nu mai știu dacă le-am pierdut pe alealte, am zis ce rost mai are să mă mai uit. Și a făcut ieri, alaltă ieri, un live pe Uprisers, pe grupul lui Laurent. Și am zis, măi, ia să mă uit eu, că zicea cum să ieși din starea de victimă. Și zic, aoleu, asta îmi trebuie mie, e vital. M-am uitat, după primele propoziții, gândul la, mai ales că eram sub trauma asta de zilele astea, de șantajul ăsta emoțional. Gândurile îmi fugeau, n-am putut să mă concentrez. L-am pus pe laptop când m-am dus la culcare, am adormit lem. S-a terminat și baterie și cursul și ăsta, webinarul, tot. A doua zi am încercat iar. Iar n-am reușit să fac acea conexiune. Și am zis, Doamne, pe ce limbă vorbește omul ăsta? Că la Cluj a fost atât de suav în exprimare și a intrat în mine ca în burete tot ce a spus pe scenă. Și nu mi s-a adresat numai mie, s-a adresat oamenilor și am zis, ăsta este un om cu care pot să leg o conexiune. Și astăzi, ieri de fapt, l-am ascultat încă o dată și am prins acele idei și am zis, Doamne, îmi iau un caiet mâine și scriu fiecare bucățică de lecții ce a predat, tiparele, cum ești victimă și cum din victimă te transformi în agresor. Deci eu am fost victima că m-a șantajat emoțional și am devenit agresor postând aia pe Facebook și l-am umilit public și el mi-a scris că sunt mizerabilă în privat și iar am devenit victimă și uite așa e un tăvălug de victimă și de agresor. Și da, contează deci cu ce specialiști. Tipare transgeneraționale, da. Nu e o rușine, o sumare, toți avem traume, unii le conștientizează, alții nu, unii consideră că progresul de unul singur e prea încet sau că nu mai există progres și caută ajutor specializat. Da, eu am crezut asta. Important e să facem ce va să fie mai bine și mai bun. Dar el nu merită o carte dedicată lui, nici după a treia scrisoare. Păi da, dar cartea asta... Aoleu, stai să o mai iau o dată, să o prezint. Cartea asta are titlul cu Laurent Soares. Dar de ce am ajuns eu la Laurent? Că el m-a aruncat în groapa cu lei deștepți, nu cu toate pisicile care se suie pe gardul de tablă și alunică. Deci, datorită vieții pe care o aveam și ca să nu mai mă duc în pat și să miroasă alcool, pretindeam că mai am treabă și l-am ascultat pe Laurent. Întâi l-am ascultat pe Bubonete, m-am săturat,
l-am ascultat pe Măruță, m-am săturat și de ăla. Și într-o zi la Măruță a venit Laurent. Că asta povestesc eu în carte, cum am dat eu de Laurent. Și cum? Stăteam ore în șir până la două noaptea ca să nu mă duc să miros alcool în dormitor. Până am avut curajul să spun că eu nu mai dorm în patul ăsta, pentru că eu nu vreau, eu vreau să mă odihnesc, am nevoie să mă odihnesc. Și miros foarte tare alcool și mi-aduce aminte de copilărie, când tata bea și una și alta. În Dolj am fost și la Craiova frumos acolo. Abia acum înțeleg ce mă atrage la dumneavoastră, asemănarea cu mine. Am ajuns la ultimul comentariu. Cred că pentru mine a fost o terapie, a fost o ușurare. Simt că nu mai tremur, mi s-a limpezit privirea. Și pot să o iau de la capăt săptămâna viitoare cu planurile pe care le aveam de făcut. Și pot să sper, vreau să sper să nu mă mai gândesc la răzbunare, că nu știți ce planuri diabolice îmi trec prin... Nu diabolice, nu de crimă, nu de nimic, dar de răbufnire. În cele mai... Că mie nu-mi pasă, absolut. Și dacă află lumea că m-am despărțit, care e problema? Și dacă află lumea că am trăit cu mai mulți bărbați decât cu unul și de ce i-am lăsat pe fiecare, mi-a zis când m-a cunoscut, și închei cu asta, dar ceva așa umilitor, ca să știți cum e un domn care te apreciază și după ce ieși cu el, zice, mai dragă, dar mi-e frică să ies cu tine prin oraș. Dacă mă voi întâlni cu prietenii mei și îmi va spune vreunul că te-a călărit, am încheiat citatul. Deci am fost îngroșită, cum adică de asta? Eu n-am avut, adică nu sunt chiar așa de panorama, între ghilimele, de femeie, de consum, cum mă crezi tu. Da, am avut, am 3 copii cu 2 tați, dar au fost relații și n-am înșelat pe nimeni cu altul și n-am făcut și mă las cu atâta, că eu n-aș termina nici mâine. Și da, merită și a treia, ca să aibă o carte numai cu el, monstru din pat, din Loch Ness. Adriana, noi te iubim, te apreciam pentru tot. You are my hero. Da, aceleași replică mi-a dat-o și mie fostul. Și toate, și noi toate suntem psihologul tău. Cred că trebuie să facem rubrica asta de hai să ne destăinuim sub anonimat sau sub numele propriu ca să ne eliberăm de niște... Deci eu am scăpat de o cocoașă din spate. Ține minte titlul că e tare mișto. Da. Cred că urmează. Și așa numai să termină cu jumulitul bruienilor, termin de amenajat și curtea, activitățile și pot să mai iau de scris. Mie nu mi-a mult să scriu o carte. Deci, Dana, vei primi una cu dedicație. Vă zic noapte bună și mă duc să ud grădina, că așa am înțeles că se ude seara. Și chiar dacă n-am știut eu cum să pun cartofii, chiar dacă n-am știut eu cum se plantează roșiile, cum să udă, că le-am stropit cu furtună de colo până colo ca pe toată curtea și am ascultat podcasturi de grădinărit, am aflat că roșiile se udă la rădăcină, nu pe frunze, că se strică frunza. Dar Dumnezeu, care vede că eu le-am pus roșiile alea cu tot sufletul, nu că vreau să mănânc roșii din curtea mea sau că n-am eu ce mânca sau ceva, ci vreau ca pământul ăla să rodească așa cum rodește inima mea, ramuri și fructe bune. Sigur îmi va face din ele niște roșii, nu le va mânca gândaci, nu știu cum să pune pe araci și cartofii o să iasă, că mi-a zis cineva că sunt cartofi prea mari, voi și unul măcar eu sunt mulțumită că am scos un cartof. Am mâncat ceapă verde din tarlaua mea. Usturoiul a ieșit, că am pus de la chinezesc, am avut într-o pungă și n-am avut nicio mustață, poate vreo mustață care mai... Cred că am 10-15 fire de usturoi din 500 de căței de ea plantați. Dar sunt sigură că Dumnezeu îmi va da roade și îmi va arăta ce n-am făcut bine anul ăsta să fac la anul. Așa că am activități.
V-am pupat. Ah, și să iasă chiar și cu bube. Tot bunior să fie, exact. Nu știam metoda pentru banda de bia de la Senora. Ce mă bucură că sunteți multișoare care nu știați și că măcar câtorva, în afară de poveștile astea de culcare, v-am spus și lucruri bune. Tabără de croitorie sună grozav, să aveți în vedere și pentru și totuși pentru că veți putea. Deci eu pot, după, până în iulie pot, am bilete la Rebecca în București. Doamne, după 11 ani să revăd această operetă. Nu mai știu, că mi-am făcut o agendă și spuneam băiatului meu, zic că de-abia câteva evenimente, dar a zis, ia puneți-l tu într-un Excel să vezi ce multe par. Asta pentru că nu am învățat, dragă Flori, să fac Excel-ul și a pus un expert IT, a pus un curs, cum să faci de la zero, iei cursorul așa, dai click aici. Nu îmi place! Prefer să fac hârtie cu mâna și o prind cu pioneza în ușă și văd programul decât în Excel. Și da, aș putea tabăra prin iulie, prin august, dar este scumpă pensiunea și nu știu dacă este accesibilă pentru voi, nu știu, 200 de lei pe noapte, 250, nu mai știu cât este. Știu că în iunie, acum, până în pandemie, a fost 100 și ceva. Acum chiar nu știu. Căutați pe doctor Andrei Voicu. O să mă uit. Gipsy Pufica. Mă bucur că este cea care bagă comentarii la fiecare video și să uită și bănuiesc că și ascultă, nu doar le desface. Dar un like să fie cât mai vizibil acest live. Sigur va ajuta pe cineva acest live. Da, Dana, deși poate mi-e rușine să mai audă lumea. Aici mi se pare că în comunitatea noastră strânsă am vorbit în casă și gata. Dar dacă mă vede cineva și aude, asta e viața. Mi-asum ce am făcut. Am făcut ca așa am simțit. Că am făcut rău, că am făcut bine, mi-am cerut scuze, m-am corectat, am îndreptat, dacă am mai putut, dacă nu, n-am putut, la revedere. Când puneți mâna dumneavoastră pe ceva, iese sigur că sunteți un om binecuvântat. O săptămână minunată ca sufletul dumneavoastră, rochițele Nicolete. Ah, Nicoleta Enache. Da. Eu mă retrag, am teme de verificat, pupiș capul sus cu aroganță maximă. Mai trebuie, bravo. Era un bug, dar vă zic în privat. În septembrie nu mai este sezon. Și în septembrie am putea să mergem la mare. Dar mă gândeam pentru cele care vreți să faci, să îmbinăm utilul cu plăcutul. Să facem și o plajă, că noi așa am fost la tabăra de acum, nu știu câți ani sunt. De a fost... au fost fetele alea din Craiova. Amândouă, care acum una e decoratoare. Aoleu, ce lațul s-a... Și cea care face rochia de hering roșu. Doamne, dar nu... Deci mi-a șters Dumnezeu. A venit nu știu, ăla. Știți voi care te face să-ți pierd memoria. Sunteți cea mai importantă din viața dumneavoastră și aveți grijă de ea. Mulțumesc pentru metoda de bine. Nu ai făcut rău, așa este viața și prin asta trebuie să treci. Le ascult în timp ce lucrez și eu fac. Ascult mult în timp ce lucrez. Și astăzi, ieri m-am prietenit cu Dostoevski și am citit Nopți senine și m-am regăsit în personajul masculin. O carte frumoasă. Acum sunt la diavol. Sper să mă regăsesc și în asta. V-am pupat, noapte bună, spor la treabă, mă duc să fac comenzi că mâine n-au fetele ce tăia materiale. Și cele care ați văzut blugora roz cu verde, e o rulă cam așa, dar nu știu câți metri. Sunt pe ea, n-ajunge la jumătate din lume. Pa, pa, v-am pupat!